Simbolic, nașii micuțului Nicolas Răzvan sunt peste 100 de familii. Este vorba despre părinții copiilor din grupul Happy Kids, care s-au organizat și au pregătit ca la carte botezul bebelușului abandonat vinerea trecută în curtea spitalului județean. Pentru că micuța biserică din curtea spitalului cu hramul Sfântul Pantelimon nu ar fi putut să-i primească pe toți, au fost prezenți doar câțiva părinți și copii, în frunte cu profesoara Oana Dobre, cea care a și-a avut ideea de a-l boteza pe micuț. În brațe a fost ținut de Gabriela Barbu, mămica a două fetițe, componente ale grupului. Zidit amin, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! În numele Tău, Doamne, Dumnezeu al adevărului și al unui a născut Fiului Tău și al Duhului Tău, celui Sfânt, pun mâna la tăsă robul Tău acesta, Nicolas Răzvan, care s-a învrednicească pacătă în numele Tău cel Sfânt și a se păzit sub acoperământul aripilor Tale. Depărtează adânsul în înșelăciunea cea veche și îl umple pe el de credința cea în Tine de nădejde. Pe tot parcursul slujbei, micuțul Nicolas Răzvan a fost extrem de cuminte. La un moment dat, chiar a adormit. Binecuvântatul este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purtea și în vecii vecii noi. Nici măcar aparece din cristelniță nu a părut să îl deranjeze foarte tare. În schimb, nașa a avut foarte multe emoții. Se botează robul lui Dumnezeu acesta? Cred că a făcut și pe mine. Nicolas Răzvan. În numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecea vecii noi. Preotul, știind povestea micuțului, a ținut să-i ureze la final să aibă parte de tot binele din lume. Probabil că este cel mai mare dar pe care putea Dumnezeu să-l dea acestui copil pentru a fi încreștinat la o astfel de sărbătoare. De aceea, noi deopotrivă și biserica și mirenii și toți cei prezenți astăzi, în calitate de naști, de martori, dorim ca Sfântul Spiridon, Marele Făcător de Minuni, să-i aducă pruncului acesta o rază de lumină, rază de bucurie și cel mai deprisos lucru în viața omului și starea de normalitate a omului este starea de sănătate. Nici măcar la finalul ceremoniei religioase, nașelor nu le-au trecut emoțiile. Au promis însă că vor veghea tot timpul asupra micuțului și se vor asigura că nu îi lipsește nimic. Părintele spiritual, prin numele meu, de fapt Dumnezeu să binecuvinteze și pe doamna profesoară și toți părinții grupului mare, grupului mic și grupul de părinți, pentru că eu sunt doar un reprezentant astăzi și sunt, fiți siguri că toți cei care suntem implicați în acest grup Happy Kids suntem astăzi aici, chiar dacă nu prezent spiritual, și vom fi de aici înainte alături de cel mic să se bucure și el de căldura acestei mari familii. Noi am vrut de fapt și de drept să ajutăm toți copiii din spital și asta vă vom face în continuare cu siguranță. S-a întâmplat acest fapt de viață foarte fericit ca de Sfântul Spiridon noi să putem boteza acest copil și să-i fim alături. Este prima zi probabil fericită din viața lui și multe altele vor continua. Cu siguranță noi vom fi alături cu tot ceea ce are el nevoie și material, dar și spiritual, când va începe să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă.
Micuțul Nicolas Răzvan a primit taina Sfântului Botez în ziua de Sfântul Spiridon, cunoscut drept ocrotitorul orfanilor. Bebelușul a fost abandonat în urmă cu câteva zile de mama sa în curtea spitalului și a fost găsit de doi bătrâni care mergeau la UPU. Personalul medical l-a preluat și astfel soarta micuțului a fost schimbată pentru totdeauna.